La data de 23 august 1944, armata României a trecut de partea aliaților în cel de-al doilea război mondial și a întors armele împotriva Germaniei. La scurt timp, această zi s-a transformat dintr-o sărbătoare a României într-o paradă dedicată comuniștilor și lui Nicolae Ceaușescu. Haideți să vedem ce își mai amintesc românii despre această zi. Ce semnificație avea? Nu mai știu ce sărbători am. Nu am manifestat, mă, cu Ceaușescu, cu alea, pe stadionul 23. Făceam, nu meeting, eram să zic meeting, pregătire înainte de ne scotea de la servicii, la uzine, că am prins etapa aia. Ați participat la astfel de manifestări? Da. Atunci mergeam pe stadion la manifestație, de acolo plecam, mâncam mici, beam bere, mergeam de la servicii. Era frumos, chiar era frumos atunci. Credeți că era mai bine în acea vreme? Din anumite puncte de vedere, da. Aveai un serviciu stabil, obțineai o casă, o aveai un loc de muncă. Era bine. Adică, deci, față de acum era foarte bine înainte. Adică noi care suntem după timpul ăla, pentru noi era. Toți în coloană, la defilare. Era o zi atât de plăcută pentru noi, atât de frumoasă, mai ales liberă. Organiza domnița mea dragă, vă spun, o animație, o plăcere, o distracție în suflet. Nu mai vorbim că de dimineață până seara în parcurile noastre, în toată țara, nu numai aici, cum v-am spus, din Timișoara până în uite, lângă București, la 80, a fost până în secunda asta animații frumoase. Acum nu văd nimic, îmi pare rău. La defilare. Ați participat la astfel de... Da, am participat. Astăzi mai are vreo semnificație această zi? Pentru tineri, nu. Mâncăm mici și bem o bere, 23 august, nu? Nu se uită așa ceva. Dumneavoastră ce făceați în această perioadă? Păi aplaudam, ce puteați face. Mergeam acolo și era bine cu ce termina manifestația. Mergeam la mici, la pere, la crembuși și era plăcut. Acum asta era situația atunci. Acum ce să facem, nu? Nu avem unde să mai ducem. Ce semnificație are această zi de 23 august? A, era pentru vechiul regim. Pentru nouă regim nu are nicio semnificație. Ați fost vreodată, ați participat la evenimentele de atunci, la paradă, la restul? La mult. Cum vi s-a părut? Și era o vreme, nu aveam ce face.